An de an, elevii de nota 10 sunt premiați de primari. Anul acesta, pentru nota maximă, fiecare absolvent primește 1000 de lei. Tinerii care obțin note maxime la evaluarea națională și bacalaureat vor avea parte de un eveniment special. Premiați vor fi și profesorii lor îndrumătorii care i-au ajutat să obțină note mari. E o idee bună. E foarte bună o idee, că așa poate să îndemne, să învețe mai bine, să-și treacă mai ușor studiile, ne dându-le nimic, ca ce să facă. Copiii se uită, ăsta e tineretul, nu are bani, vedeți, fură, fac alte prostii, alte nebunii, așa este. E foarte bine, foarte bine. Toți copiii ar trebui să ia, nu știu ce să zic. Sunt meritul lor, toți, dar cu pandemia asta mulți copii nu au învățat carte. Da. Foarte, și e foarte, foarte, nu știu, asta este țara noastră. Este bună, că e un stimulant pentru ei, financiar, unul la mână, psihic, cred că e un lucru bun. Dar trebuie scoși cât mai mulți oameni capabili în față în țara asta și lăsați ăia care nu sunt în spate. Dar nu se poate la noi, ăia sunt împinși și către afară și ceilalți rămân aici. Și de aceea suntem unde suntem. Este foarte rău pentru noi, să știți, nu văd nicio schimbare în bine în această țară. Îmi pare foarte rău, dar asta este situația. Nu avem ce să facem. Profesorii vor fi și ei premiați, dar cu tablete și nu cu bani. Pentru evaluarea națională vorbim înainte de contestații, 7 note de 10 față de anul trecut, 46. Rămâne de văzut câți elevi vor lua nota 10 la bacalaureat.